Revoltă în Vama Nădlac. Sute de șoferi de tiruri s-au revoltat după ore întregi de stat în blocaj la graniță, timp în care cozile de mașini au ajuns să se întindă pe mai mulți kilometri. Potrivit șoferilor nemulțumiți, s-a ajuns în această situație din cauza că inspectorii ANAF au verificat fiecare tir în parte. Ajutați-ne, avem 2 ore și 20 de când stăm aici. Nu ne lăsați aici ca niște câini. Suntem peste 300 de camioane, 6 km avem coadă. 5 ore am stat, ne controlează la sânge, la ce încărcătură avem, numai pentru un șofer, undeva la 10 minute. Vă dați seama, la 300 de camioane, cât am putea sta. Șoferii care încercau să intre în țară susțin că au fost lăsați să treacă abia după ce au mers peste inspectorii de fisc și au făcut scandal.